Trică este marcatorul. Trică, într-adevăr, Trică este cel care cred că a înscris în aceste momente. Este un gol superb al Stelei. Superb al Stelei. Poate că egalează, dacă nu chiar depășește, golul lui Constantin, reușit în prima repriză. Și iată că Rapidul nu a scăpat de ceea ce s-a temut. Un pas înapoi în fața Stelei. Această echipă cu mare experiență, chiar dacă are mulți jucători tineri, a costat-o. Senzațional golul reușit de Trică, al doilea în acest sezon pentru Steaua. Oh, dar Trică primește într-adevăr al doilea cartonaș galben pentru că și-a dezbrăcat tricoul. Decizie corectă, însă îmi permit să spun un pic cam geometric al lui Trică în acest moment. Și văd încă un jucător părăsind terenul, e vorba de Bolohan. Nu, sau Constantin. Ne vom lămuri imediat, Trică își salută galeria.